Fiecare polițist de la rutieră va avea o cameră video care va înregistra tot. Măsura a fost anunțată de ministrul Marcel Vela, care a declarat că se vor cumpăra camere video, acestea responsabilizând polițistul în dialog cu șoferul și în același timp șoferul în dialog cu polițistul. Astfel, polițiștii nu vor mai abuza de funcția lor și nici șoferii, indiferent de funcția lor, nu își vor mai permite să înjure polițistul. În comuna Coteana se lucrează de zor. Primarul Marian Stoichicescu implementează în localitate două proiecte importante pentru comunitate: construirea unei piețe agroalimentare și realizarea de rigole pereate. Piața este un proiect în valoare de 100.000 de euro, derulat prin GAL Ghimpețen Vedea Găvanu Burdea, iar celălalt în valoare de aproximativ 1.000.000 de euro înseamnă reabilitare, modernizare podețe, rigole din beton și căi de acces pietonale, inclusiv amplasarea de poduri și băncuțe la fiecare intrare în gospodărie. Dacă marți după amiaza la Corabia s-a oprit curentul electric și cu el și sistemul de alimentare cu apă, afectat fiind întreg orașul, iar circa 2 ore la robinete nu a curs strop de apă, corabienii vor rămâne fără apă și mâine noapte. Compania de apă Olt a anunțat întreruperea furnizării apei potabile în tot orașul de la miezul nopții între orele 0-2. Oltenii care doresc să afle câți ani mai au până la pensionare sau care este stagiul propriu de cotizare în vederea stabilirii cuantumului pensiei, ce punctaj au realizat în sistemul unitar de pensii publice, viralmentele la pilonul 2 de pensii private sau fișa financiară privind declarațiile individuale de asigurare socială, pot afla online printr-un serviciu electronic al Casei Naționale de Pensii. Până acum, Casa Județeană de Pensii Olt a activat 396 de conturi online. ANAF a finalizat softul pentru ridicarea automată a popririlor, iar toate conturile unui contribuabil nu vor mai fi blocate simultan. Proiectul de ordonanță care aduce toate aceste modificări urmează să fie adoptat în ultima săptămână din luna ianuarie. Ministrul Florin Câțu a anunțat că va fi un soft foarte simplu, care anunță și angajatorul și banca, banii vor fi luați dintr-o anumită ordine, dintr-un cont, și nu mai rămân toate conturile blocate și astfel se ridică automat poprirea.